Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se petrece pe acest canal de YouTube, abonarea, vizu vizualizările, comentariile și distribuirile sunt absolut, total, total gratuite. De la bun început, dacă vi se pare că nu sunt în apele mele, să știți că nu am nimic, slavă Domnului, doar ceva migrene. Cât de ce nu am observat că schimbările acestea bruște de temperatură îmi afectează căpucul. Dar, dar, te momentul, da? Și eu când filmez acest videoclip este miercuri, voi îl veți vedea tot diseară, promit. Iar parfumul zilei mele de astăzi este nimeni altul decât Caramel Cascade, da? Taskin Caramel Cascade de la Paris Corner, da, Dubai Collection, da, Roș 25 pentru 5% discount. Nu intru în detalii deoarece, deja ați văzut din titlu, este și subiectul clipului de astăzi. Și s-a nimerit. O să ziceți, băi, dar în ultimul timp la tine se cam nimerește despre ce parfum vorbești să-l și porți în ziua respectivă. Da, um, aveți aici unboxing-ul și primele impresii, are undeva la 3-4 săptămâni de când l am. Treaba s-a schimbat de atunci pentru că el s-a mai așezat între timp. Detaliem imediat ce și cum, cum îl percep și ce performanțe are, pentru că treaba cu performanțele pur și simplu mă exasperează. Dar în ce mod mă exasperează? Doamne, iartă-mă, nu mă deranjează că îmi scrieți că nu, nu, din contră, mă bucur, sincer mă bucur. Dar treaba asta cu performanțele, de altfel cum și treaba cu parfumurile și parfumeria în sine, este ceva total subiectiv pentru că nu toți aplicăm aceeași cantitate, nu toți avem pielea suficient de hidratată, nu toți aplicăm și pe piele și pe haine și așa mai departe. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, vă rog, ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care vizionați acest videoclip și noi să purcedem cu disecarea acestui parfumete. În vârf avem caramel și lapte, în mijloc boabe de tonca și miere, iar în bază vanilie și moscalb. În videoclipul în care v-am împărtășit eu primele mele păreri și impresii în legătură cu acest parfum, ați văzut că primul puf nu a fost tocmai cea mai fericită experiența a mea cu un parfum. Dar Exact cum vă spun și dumneavoastră de fiecare dată, încercați să aveți răbdare. Parfumurile Middle Easter, că vă plac sau că nu vă plac de la primul nas, de la prima pulverizare, ele oricum în 2, 3, 4 săptămâni se vor schimba. Da? Bine, nu se vor schimba la modul inițial îți miroase gurmand, iar apoi te trezești că îți miroase aud și așa mai departe, da? Dar se întâmplă niște chestii treburi socoteli în lichidul aflat în aceste sticluțe, da? La prima pulverizare, acest skin Caramel Cascade mi-a dat un iz sinteticuț, un iz ce l-aș putea um, acum, de fapt nu acum, și atunci după ce am filmat videoclipul, l-aș fi putut încadra oarecum în zona de ceva plastic ars, ceva sinteticuț, da? O combinație, un duo, nu tocmai fericit, de plastic ars și ceva sintetic. Însă, chiar și atunci, de la prima pulverizare, treptat, treptat, da? În momentul în care a început să se dezvolte, Treaba aceea a dispărut, și într-adevăr am putut resimți um, delicioșenia și pufoșenia acelui latte. Da? Un uh, latte cu vanilie, caramel și cea mai pufoasă spumă posibilă. Chiar dacă eu îl port deja pe mine, hai să-l pulverizăm totuși pe un bloteraș Pentru că, în momentul de față, la prima pulverizare. După ce el s-a așezat, da, după 3 săptămâni, 3 săptămâni jumate, undeva pe acolo țin eu minte. Oricum, voi veți vedea pe undeva pe aici videoclipul cu primele impresii și va apare acolo și data. Prima pulverizare mă duce cu gândul către acel creme brûlée. Da? Un creme brûlée cu ceva uh, margini de caramel ars, da? Prima prima pulverizare. Însă treptat treptat, el se dezvoltă trece de puseul acesta de dulceață, da? Trece de partea aceasta foarte in your face, da? Deci deschiderea este un pic năucitoare în momentul de față, însă însă am scăpat de izul acela sintetic și de izul acela de plastic uh, Mic disclaimer, am uitat să precizez de la bun început. Momentan, da, până momentul de față, până momentul în care eu filmez pur și simplu acest videoclip, nu am testat Bianco Latte, da, parfumul din care acesta se inspiră. Însă, dacă vă doriți foarte mult o paralelă între cele două, Uh, voi achiziționa un decant și acum la secundă cea mai, cea mai sursă sigură ce îmi vine în minte este Mihaela de pe grupul meu de Facebook Frec Family. Uh, voi achiziționa un decant și dacă vreți facem și un clip de tipul Versus. Da? Clipul de astăzi, strict părerea mea în legătură cu acest parfumete plus variante de layering. Pentru că ce să vedeți, dacă sunteți în zona layering-ului, dacă vă place să faceți layering, aveți nevoie de el, da. Aveți nevoie de el dacă sunteți în zona persoanelor ce iubesc să facă layering, dar și în zona iubitorilor ar fi el unisex, dar eu zic că înclină în partea feminină, dacă sunteți în zona iubitoarelor de parfumuri gurmande. Deoarece? În momentul de față, da, după ce um, s-a temperat, în momentul în care începe să se dezvolte, da? deci astăzi uh, nu dădeați cu pietre în secțiunea comentarii, însă da, tot încerc să mă împrietenesc cu căpucul meu care doare. În momentul de față, am depășit stadiul acela de crembrule și sunt undeva la acel milkshake de vanilie cu ceva caramel. Ceva caramel, ceva miere. Dar când eu spun ceva caramel și ceva miere, dacă nu l-ați testat, nu mergeți cu gândul că este gurmandul acela copleșitor, că este dulcele acela lipicios. Nu. Este gurmand. Este dulce, însă pentru mine și pentru felul în care eu îl percep, este mai degrabă dulcele acela și gurmandul acela pufos, da? Există o parte aerată în el, ca să mă exprim mai, mai limpede, da? Resimt ceva aerat. Nu este genul acela de parfum copleșitor, dulcele acela ce îți strepezește dinții, da? Categoric nu, sub nicio formă nu. Este Pur și simplu acea vanilie lactonică, mai degrabă, cu ceva caramel și ceva miere. În legătură cu mierea din acest parfum, dacă aveți impresia că este genul acela de miere animalică, hai să facem și o paralelă ca să înțelegeți ce înseamnă pentru mine acea miere animalică. Ei bine, pentru mine o miere animalică întâlnesc, de exemplu, în parfumul de la Emir Paris Corner, When Soul Gets High. Da? Acolo pot spune că este o miere animalică, în accepțiunea mea. Treabă care nu o pot spune în legătură cu mierea din Taskin Caramel Cascade. Nu! Aici nu avem acea miere animalică, este mai degrabă ca și cum ai un pahar de lapte în care adaugi două lingurițe și pur și simplu mestești foarte, foarte bine uh, pentru a se dizolva acea miere, da? uh, Dacă faci treaba asta și uh, adulmeci, îți bagi nasul în acel pahar, fix izul acela de miere, da? Dacă vreți voi, dacă există acest uh, termen, dacă nu facem un joc de cuvinte, este mai degrabă o miere lactonică. Da, Nimic animalic, nimic uh, să te ia de cap, nimic lipicios, nimic opleșitor Și vă spuneam că este un dulce aerat uh, Pentru multe dintre dumneavoastră, mai ales dacă nu sunteți în zona parfumurilor gurman de sar Putea să fie un pic prea mult pentru vreme caldă Eu însă cu siguranță îl voi purta Da, <laughs> îl voi purta, vreau toate albinele pe mine <laughs> nu. Lăsând gluma deoparte, cred că nu este prea mult dacă, din nou, v-am mai spus eu treaba cu aplicarea parfumului în spatele umerilor, da? Aplic un puf în stânga și unul în dreapta. Cred că nu va fi prea mult. Din nou, în opinia mea și pentru gusturile mele și pentru felul în care percep eu un parfum. Avem aici și ceva boabe de tonca. Care sunt rolul? lor cum le resimt eu? Ei bine, boabele astea de tonca um, cel puțin, nu știu, poate greșesc eu, dar la cum pot diseca și dezmembra și descompune eu acest parfum, am senzația că boabele acestea de tonca îi dau parfumului uh, un 5% tentă de Desert, dar um, desert mâncabil, da? Ceva gen prăjitură. Însă, de ce doar 5%? Treaba asta cu uh, laptele, caramelul și vanilia îl țin pe linia de desert băubil, desert potabil, da? Mă duce cu gândul, mai degrabă pot vizualiza acel pahar mare de lapte cu miere, vanilie și caramel decât o prăjitură sau ceva de genul. Da? Ori treaba aceasta aerată mă duce cu gândul mai degrabă la ceva de băut decât ceva de mâncat, însă tot în zona gurmandă, tot în zona de dulce sunt. Da? Pe ansamblu, nu-l percep a fi ceva copleșitor, categoric nu. Nu, categoric nu. e drept, au trecut momentan decât 3 săptămâni jumate de când l-am. Da? S-ar putea să, nu știu, poate mai târziu, poate pe vreme caldă. Eu spun acum că mi-l aplic, da, un puf pe umăr și așa mai departe. Poate nu-l voi putea duce, dar vom mai discuta despre el. Da? Cu siguranță. Și cu siguranță îl voi testa și vara să văd dacă îl pot duce sau nu. Dar, în momentul de față, dacă sunteți iubitoare de parfumuri gurmande dacă sunteți neapărat iubitoare de parfumuri gurmande, dar și lactonice totodată, deoarece treaba aceea, da? Nota aceea de lapte, pur și simplu de la. După ce trecem de acea deschidere de tipul creme brule, da, laptele ne va însoți de acolo până în dry-down-ul final. Da? Pur și simplu laptele este prezent în continuare de la un capăt la celălalt. Dacă sunteți, iubitoare, exact cum am spus, de parfumuri gurmande, de parfumuri lactonice, de parfumuri neapărat cu vanilie, deoarece și vanilia din acest parfum prăzbește. Uh, da, strigă din toți plămânii că este acolo, atunci da, din punctul meu de vedere este un safe blind buy. Uh, performanțele mele în legătură cu acest parfum, undeva la, să nu mint, stați un pic, hai să zic 8 ore după macerare, da? undeva la 8 ore din nou, din nou. În condițiile în care eu aplic parfum oricare ar fi acela, atât pe piele cât și pe haine. Da? Caramel Cascade merge undeva până pe la 8 ore. Hai să zic că dacă fac overspray, că oricum zilele acestea vremea m-a ajutat să, da, să dau din belșu cu el. Hai să zic că urc un 9 ore, iar pe haine mult mai mult chiar. Da, mult mai mult. Aveți și siaj cu el, Categoric, atât în mediul indoor umpleți, puteți umple o cameră dacă pulverizați așa cum o fac eu. La fel și pe stradă vă veți face simțită prezența din nou, dacă pulverizați așa cum o fac eu. Iar proiecția, din nou, undeva la 2-3 ore, în funcție de cantitatea aplicată. Da? Categoric pentru mine, în momentul de față, este cu siguranță 10 din 10. Dacă la primul uh, nas i-aș fi dat undeva la 8 din 10, ei bine, slavă Domnului, am scăpat de acea deschidere. Cu toate că, eu v-am mai spus și atunci, mi s-a părut un pic ciudat deoarece parfumurile Paris Corner nu au treaba asta, da? Uh, nu am avut niciodată un parfum de la Paris Corner și chiar am foarte multe de la această casă, care la prima pulverizare să aibă ceva, nu știu, care să mă deranjeze. Dar da, acum este o mare dragoste și încep și eu ca Alexandra, sticla în sine, da, ambalajul, e genul acela de, nu știu, materialul acela ce te duce cu gândul la gumă de șters. Pe mine una acolo mă duce cu gândul, da? Foarte fin, așa ca tifelat. Ok, și acum, dacă aveți acest parfum și vreți să faceți layering, care e și treaba cu layering-ul? Layering de obicei îl faci atunci când ești mega obsedat, mega pasionat și așa mai departe și ai și chestia aceea, băi, am parfumul X și Y, dar parcă vreau să miros altfel, dar parcă, da, pur și simplu este Adică cel puțin pentru mine, una a început dintr-o joacă, da, și acum văd că nu mă mai pot opri, dar depășim momentul. Am câteva variante și câteva multe variante de data aceasta, însă am căutat să le grupez oarecum, deoarece veți vedea chiar și trei parfumuri și două și așa mai departe. Dar, înainte să începem, că oricum mă doare capul și oricum sunt tentată să miros din nou aceste variante. Ca să nu mă doare capul mai tare, mai bem puțină apă. Și primele mele variante, primele mele propuneri sunt cu aceste două parfumuri. Și avem Rave Now Pink și iar îl țin invers. Hypnotic Passion de la Nasim. <laughs> Dar Dumneavoastră puteți uh, combina Caramel Cascade cu absolut orice înseamnă, tot ceea ce înseamnă ADN-ul de uh, Barbary Hair sau oricare alt flanker. Eu am Barbary Hair originalul, însă, sinceră să fiu mult mai mult, îmi place cum se uh, pliază cu aceste două parfumuri. Și anume Pink, Rave Now Pink și Hypnotic Passion de la Nasim. Uh, treaba cu Hypnotic Passion de la Nasim, apropo, a revenit în stoc și credeți-mă că aveți nevoie de măcar un parfum al casei Nasim pe vreme caldă. De ce spun asta? Deoarece, pentru că și fiindcă le puteți aplica inclusiv pe piele, da? Um, sunt parfumuri pe bază de apă, v-am mai vorbit eu despre acesta, nu provoacă iritații, puteți merge la plajă și să-l pulverizați, puteți să... Da, mi iau și părul cu el. Puteți să-l aplicați și pe păr și nu vă afectează părul, dar, dar, revenind la variantele de layering, pur și simplu, treaba asta este demențială. Și dacă le aveți pe toate trei, ascultați-mi și mie sfatul. Aplicați Hypnotic Passion pe păr, Aplicați prima dată Tasking Caramel Cascade. De ce spun prima dată? Deoarece pur și simplu, de obicei când faci layering, parfumul de bază e cel ce amplifică da? parfumul cu care vii peste. Are legătură, are logică, nu are logică. Încerc să vă explic aici ceva. La modul că dacă aplicați Caramel Cascade ca bază, da, primul parfum. Și apoi veniți pe deasupra, ca să mă exprim așa, cu Rave Now Pink, pur și simplu obțineți acel smoothie de căpșuni la puterea N. Da, imaginați-vă cel mai mare pahar din lume de smoothie de căpșuni cu ceva topping de caramel. Pur și simplu așa veți mirosi, jur. Uh, treaba asta, mai ales dacă le combinați pe toate trei, și nu vreți să atrageți atenția și nu vreți să primiți complimente, mai bine rămâneți în casă. Deoarece aceste trei parfumuri combinate, în momentul în care ieșiți afară din casă, da, în spațiu închis, nu vă veți da seama pe moment. Însă, când ieșiți afară, credeți-mă că toată strada va fi împânzită de parfumul dumneavoastră. Proiectează. Precum o bestie, miroase demențial, dar din nou, trebuie să fiți în această zonă a parfumurilor gurmande, a parfumurilor cu subtonuri lactonice și așa mai departe. Din nou, tot în zona gurmandelor și de data aceasta avem uh, o variantă oarecum mai greuță da? cu Nebras Gold de la Latafa, combinat bineînțeles cu Caramel Cascade veți obține pur și simplu acea ciocolată, dar ciocolată cu o cremă bogată de lapte, cu o cremă bogată de fructe roșii și cu ceva caramel. Da? Pur și simplu desert pe două picioare, dacă veți combina această variantă. Și de ce am spus mai greuță? Deoarece pe vreme caldă s-ar putea să fie totuși mult prea mult. Da? Însă, dacă aveți o întâlnire undeva seara romantică sau o cină cu soțul, cu iubitul și așa mai departe, da? Astea două. Astea două e tot ce aveți nevoie. Dar, dar. O combinație care cred că m-aș încumeta să o port, hai să zic până la începutul verii, este niciuna, nici alta, nimeni, nimeni alta, nimeni alta, <laughs> decât hair pistachio și caramel caschit. Da? Treburile acestea două funcționează de minune împreună. Dar de minune. Cum am ajuns să le combin? Pur și simplu m-am legat de de partea aceea pufoasă, da, din um, hair pistachio, m-am legat de partea aceea pufoasă, m-am legat și de faptul că se resimte acel fin de tot iz uh, lactonic, acel subton lactonic în acest parfum și am zis hai să adăugăm niște caramel cascade, din nou, magnet de complimente, din nou, da, uh, genul de aromă, care proiectează genul de aromă cu siaj, genul de aromă sexy, delicioasă, oarecum girly, da? Foarte, foarte faină, foarte faină. Și o combinație care trebuie să o pulverizez de data aceasta vine cu unul din preferatele mele pe viață de la Casa Afnan, Rar Passion. Da, Rar Passion, nu m-aș fi gândit, dar pur și simplu am făcut combinația aceasta așa, da, pe repede înainte. Caramel Cascade și Rar Passion. Doamna să Româna, vă pup cu drag, știu că aveți pe drum um, caramel și știu că aveți Rar Passion combinațiile. Da? Deci combinațiile, pur și simplu combinația aceste două parfumuri. E ceva aici ce pur și simplu schimbă povestea, în sensul că mă duce cu gândul la o înghețată. Nu mă întrebați de unde. Deci nu mă întrebați de unde pur și simplu asta mă duce cu gândul când simt această combinație, da, această variantă de layering. Este acea înghețată cu citrice glazurate citrice date prin caramel mai degrabă da și cu frișcă da deci pur și simplu asta miroase mie da s-a dus absolut tot ceea ce înseamnă acest adn și uh, adn-ul lui caramel cascade iar combinația lor pur și simplu așa ceva îmi dă mie la nas și da. Este o combinație ce eu, una personal, cu siguranță o voi purta în această vară. Da, cel puțin seara, categoric, eu voi purta așa ceva. Nu e prea mult pentru mine. Miroase, pur și simplu, delicios, dar totodată este ceva acolo ce îți dă o tentă răcoritoare. Nu am studii atestate să vă zic cu punct și cu virgulă ce anume, da? Însă tot ceea ce vă pot spune este că eu asta resimt, da? Resimt ceva fiind de tot răcoritor. Ori partea aceea dulce aerată a lui Caramel Cascade combinată cu acea floare de portocal din Rar Passion îmi dau mie senzația aceasta la nas, ori nu știu, dar e nebunie. Deci credeți-mă că e nebunie. Dacă le aveți, că știu că sunt multe Rețineam din nou invers că de ce nu știu că multe dintre dumneavoastră aveți și iubiți acest parfum combinațiile și lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea de comentarii. De altfel, dacă uh, aveți alte variante de layering, dacă ați descoperit altceva în afară de cele ce le voi prezenta eu astăzi aici, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ca să testez și eu, da? poate găsești ceva ce mi se potrivește. Următoarea variantă de layering este cu un parfum. Știu că a fost nebunie cu el anul trecut, ieșise din stoc, acum este din nou în stoc. Și credeți-mă pe cuvânt în momentul, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. În momentul în care eu vin către dumneavoastră și vă spun, este gurmandul perfect pentru vreme caldă. Și vorbim despre un parfum al casei Ahmed al Maghribi, că n-aveam cum altfel, și anume Marin. Da? Marin este și el destul de băut, nu puteți vedea dumneavoastră. Deci parfumul acesta, pur și simplu în vremea rece, decât l-am mirosit de aici, de la atomizor pentru că în opinia mea Marin strălucește la adevărata sa putere, la adevărata sa valoare strict în vreme caldă. Dar credeți-mă, ca parfum de sine stătător, urmează să vă spun și impresiile mele finale în legătură cu multe din parfumurile casei Ahmed Al Magribi, însă Marin, ca parfum de sine stătător, este garantat magnet de complimente este un beast mode, da, în timpul verii și nu numai. El venea, mai am eu eticheta pe aici, știu că, ba nu, cutia. Just a moment, please. El vine în... Unde-i tati concentrația de ulei? Se vede cum mă doare capul. Deci nu găsesc concentrația de ulei. Da, nu găsesc concentrația de ulei. Dar credeți-mă, eu tot ce am de la casa Ahmed al Maghribi și știți că am deja foarte multe pentru că iubesc această casă, lasă acea peliculă fină de ulei pe piele și în afară de treaba aceasta, pur și simplu, da, chiar sunt parfumuri Beast Mode. Revenind la această variantă de layering, gândiți-vă la cel mai mare bol de salată de fructe. peste care adăugați pur și simplu un fel de frișcă și ceva topping de caramel, da? Deoarece momentul în care deoarece momentul în care combinați aceste două parfumuri, uh, Taschino Caramel Cascade, se transformă din acel latte de vanilie cu caramel în ceva ce te duce cu gândul la o frișcă cu topping de caramel. Da? Dar, din nou, este pur și simplu riști să fii mâncată de vie, da? Dacă porți această variantă de layering. Eu pur și simplu este, da, este una din preferatele mele, aceasta. Ador. Deci ador și nu am cuvinte să descriu mai mult de atât. Dar din nou, S-ar putea să fie o idee too much pentru multe dintre dumneavoastră, însă încercați, încercați această variantă de layering măcar odată în serile de vară, da, măcar odată. Și mai ales, nu știu de ce, mă duce pe mine cu gândul că această variantă de layering Marin de la Ahmed Al Magribi împreună cu Taskin Caramel Cascade ar merge foarte, foarte fain. Undeva la mare, la seara, ace la acele plimbări pe faleză, cum se spune, da? Și acum avem trei alternative. Pentru că am descoperit faptul că ADN-ul lui Caramel Cascade se potrivește de minune cu două din ADN-urile ce aparțin, ca să mă exprim așa, ca să epidiem și vorbim aici despre Delina și Delina exclusiv. Pentru Delina am mult iubitul meu suvenir floral buchet. Da, știți că ador, deci pur și simplu ador și mai am un pic și termin acest parfum. Deci n-ai cum cu el. Este acel trandafir tânăr, um, acel trandafir sprijinit între ghilimele de un bujor înflorit, da? Ceva rubarbă pe acolo, dar foarte, foarte fain, foarte fain. Ce am făcut eu? Am aplicat de data aceasta invers, am aplicat suvenir floral buchet deoarece acum, după ce s-a așezat, bine, eu oricum nu acum, pentru că l-am de ceva mult timp, dacă nu mă înșelare un an de zile de când l-am, um, în momentul de față, de fapt după 3 luni. După 3 luni de la prima pulverizare, acest parfum face parte din a devenit parte a categoriei îl simt pe pielea mea și după duș. Da. Deci acest suvenir floral buchet pe pielea mea îl pot simți și după ce mă spăl. Și îl pot simți nu după un duș banal, ci și după um, acele căzi ale mele pline cu sare de baie, spumă și așa mai departe, încât pur și, în care pur și simplu mă uită Dumnezeu la înmuiat, cum zic eu. Da. Treaba asta, poate vi se pare că sună dubioșel, poate vi se pare că sună ciudat, cum, Doamne, iartă-mă să combin tu trandafir și bujor cu ceva cu lapte, caramel și miere. Ei bine, doamne, deja oricum, gata, pa la revedere aerul de aici. Doamne Dumnezeule! E genul acela de combinație, cum să spun eu, gurmand, elegantă, are sens, termenul ăsta nu prea are sens, dar așa se simte, da? Este, în afara faptului că, din nou, este una din acele combinații din nu cred că se vedeau din categoria beast mode um, ai cum să spun eu, nu este gurmandul acela copleșitor, pentru că suvenir floral buchet vine cu partea aceea uh, veselă, girly, cristalină și așa mai departe. Dar, dar, pur și simplu ai impresia că obții un uh, acel flanker gurmand de Delina, dacă are sens mai degrabă. Pentru că pur și simplu treaba asta îmi dă. Ai ADN-ul de, uh, de Lina, căruia, din nou, îi adaugi, de data aceasta, combinația asta îmi lasă senzația de um, dropsurile acelea, bombonelele acelea cu aromă de caramel, da? Pur și simplu asta este reacția, între ghilimele, reacție ce mi-o dă la nas taschin caramel cascade combinat cu suvenir floral buchet. Dar este divin. Este divin. Și din nou, genul acela de aromă magnet de complimente. Spuneam că am două ADN-uri ce aparțin casei PDM. Dacă am vorbit despre um, Delina, mai am eu ceva de la Zimaia și anume Hawa Pink pentru Delina La Rose. Am încercat și acea variantă de layering, însă în opinia mea nu pot spune că este ceva pe alea mea. Nu mi-a plăcut varianta, cel puțin cum dă pe mine, da? Deoarece Delina La Rose este acel trandafir oarecum apos, da? Iar treaba asta, apa, ca să mă exprim așa din acel trandafir, pentru mine și pentru gusturile mele nu se combină în tocmai atât de frumos cu uh, taskin caramel cascade, însă. Aceste două variante, te pup Alexandra, să rămână din suflet, deci îl iubesc, da? Acesta mi-a fost dăruit de Alexandra, alături de multe altele și aici avem, dar nu v-am spus, da? Hadlaj Rose Couture și Club de Nui Imperial. Ambele se vor a fi inspirații din Delina Exclusiv. Însă, ele două, oricum o să discutăm pe larg într-un alt videoclip, sunt totuși ceva diferențe între aceste parfumuri. Dar, ca și combinație, ca și variantă de layering cu Taskin Caramel Cascade, credeți-mă că este ceva divin, da, E genul acela de trandafir cremos cu ceva vanilie pe marginea petalelor, dacă are sens, căruia pur și simplu um, îi mai adaugi vanilia de aici. În momentul în care combin Taskin Caramel Cascade cu Rose Couture sau cu Armaf Club de Nui Imperial, um, nota lactonică din acest Taskin Caramel Cascade. Nu se mai resimte atât de tare. Nu. Oricare din cele două parfumuri le, ve le veți combina cu caramel, veți amplifica vanilia din acest parfum. Cel puțin, în opinia mea și la felul în care percep eu aromele, cam asta am de la nas, da? Dacă vă doriți acel uh, trandafir cu extra, extra vanilie, da? Și ceva la fel în zona. PDM de lina exclusiv, aceste variante de layering sunt fix ceea ce trebuie, însă mic disclaimer, dacă alegeți uh, varianta de layering cu. Da, îmi cer scuze, am uitat să pun uh, pe silent, dacă alegeți această variantă de layering, mare grijă cu pulverizările, mare grijă, da. Și dacă alegeți această variantă, v-aș sugera să aplicați ca bază acest parfum de la Armaf, iar apoi Tasking Caramel Cascade. Dar mare, mare grijă, da, pentru că la capitolul siaj, această variantă și ultima sunt cele mai periculoase, între ghilimele, din, tot ce, din toate cele prezentate de mine astăzi. Dar din nou... Um, treaba asta, ADN-ul de, de lina exclusiv, combinat cu caramel cascade, e genul acela de aromă, fiind de tot gurmandă, mai degrabă, exact cum v-am spus, apare, nu apare. Rolul principal este trandafirul acela foarte vanilat, da? Dar foarte vanilat. Iar... Um, Poate fi o aromă oarecum mai puternică, da? Chiar și pentru vreme caldă. Însă, de exemplu, dacă vorba ce anunți botezuri cu metri și mergeți seara, da? La acel eveniment, cu siguranță este o variantă care ar trebui să o încercați. Cu siguranță, da? Vai, deci îmi cer scuze! Îmi cer scuze că nu sunt în apele mele, da? Deci pur și simplu mă ucide capul. Da? Deci mă ucide. Următoarea variantă de layering, următoarea zonă mai degrabă, din nou avem trei parfumuri, că de ce nu? Și m-am legat de treaba lactonică din Tasking Caramel Cascade și am dus-o oarecum într-o zonă ușor estivală, prin combinația cu caed Al Fursan Unlimited de la Latafa sau Alexandra cad Al Fursan de la Latafa. Muream dacă nu spuneam și o glumă asta, da? E cineva care spune cad Al Fursan de la Latafa. Bun, Taskin Caramel Cascade combinat cu caed Al Fursan Unlimited. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă cremozitate la puterea N. Um, un parfum în care o aromă cu uh, subton lactonic foarte, foarte in your face, da, cel puțin mie, așa am -mi de la nas, cu fine, de, dar foarte, foarte fine atingeri de cocos. Și da, este, cum să zic eu, mai degrabă te poate duce cu gândul la acel unt de corp. Da? dar totuși un produs ceva high-end, nu miroase ieftin, treaba asta împreună, nu miroase sintetic, pur și simplu ai impresia că te-ai dat cu cea mai bogată cremă, cel mai bogat unt de corp, cu un fin iz de cocos. Da? Dar tot ceea ce se resimte este acea cremozitate lactonică. Este ceva ce te poate duce cu gândul pe alocuri, nu știu cum să spun eu. La o frișcă, da? Cred că ăsta e termenul. Este ca și cum mai în fața ochilor o frișcă peste care ai pus câțiva fulgi de cocos, dar câțiva, da? Taskin, caramel, cascade, pur și simplu um, diminuează nota de cocos din acest parfum dar foarte, foarte faină în opinia mea. Foarte faină. Mergând pe aceeași linie, eu am și iubesc Nuha de la Hadla, știți foarte bine, pentru că, da, pentru mine este ceea ce vroiam să fie Iara. Însă, dacă dumneavoastră aveți Iara sau dacă dumneavoastră aveți Kisa Pink, sau dacă dumneavoastră aveți acel parfum de la Fragrance World, cum se numea, doamne? O să vi-l pe undeva pe aici și aveți și caramel cascade, da? Deci oricare parfum din această zonă, din zona Iara, să spunem așa, combinat cu taskin caramel cascade din nou. Aveți acea cremozitate, da? Pur și simplu cea mai cremoasă aromă, da? Cea mai cremoasă aromă cărea de data aceasta, în loc de fulgi de nucă de cocos, îi uh, dați așa un topping fiind de tot de caramel da? pentru că eu atunci când combin treaba asta, aceste două parfumuri pur și simplu decât asta are simt cel mai cel mai tare. Da? O aromă foarte, foarte cremoasă, genul acela de aromă foarte densă, uneori poate fi copleșitoare, asta dacă faceți overspraying cum fac eu. Dar uh, foarte, foarte fain foarte fain. Poate fi, dacă pulverizați în cantități normale, poate fi acea aromă de zi cu zi pentru primăvară, pentru, chiar și pentru începutul verii. Da? Foarte fain. Hai că am folosit cuvântul fain și eu sunt genul care detestă când vede că cineva vorbește despre un parfum, miroase fain. Da. Și fiind genul acesta, observ că astăzi sunt cu foarte fain, dar nu mai contează. Ultima, dar nu cea din urmă, combinație din această zonă de parfumuri cremoase cu subton citric, nu citric, exotic, este cu Pink Fame de la Fragrance World. Nu mai are rost să vă spun că iubesc, ador acest parfum, da? Dar, dar, dacă ar fi să plec, nu știu, hai să zicem într-un concediu din acela scurt, la mare, gen un weekend, dar cum să zic, nu în, nu în momentul în care temperaturile sunt undeva în jur de 40 de grade, da? Hai să zic undeva la 25 de grade, 25 de grade pe undeva pe acolo cu siguranță mi-aș lua cu mine strict aceste două parfumuri. Da? Și aș purta pe timpul zilei Pink Fame ca parfum de sine stătător, iar seara i-aș adăuga Caramel Cascade. Din nou, de data aceasta obții acea aromă foarte, foarte cremoasă, uh, fiind de tot, fiind de tot florală, chiar dacă combin, chiar dacă adaugi caramel, um, Iasomia din acest parfum o vei resimți, însă atingerea aceea de cocos și senzația aceea de nisip, v mai zis eu, nu știu de unde mi-e acest parfum, îmi dă la nas ca o combinație de ceva petale de iasomie, ceva fiind de tot, nucă de cocos, ceva pufos, ceva moale, dar totodată, cum să vă zic eu vă ilustrez o imagine. Este ca și cum am un pulover din cașmir, da? Um, care a fost spălat și limpezit cu un balsam de rufe cu aromă de iasomie și pur și simplu pulloverul acela a fost tăvălit prin nisip, da? izul acela de nisip de la mare. Nu știu de unde mie asta îmi dă la nas Pink fame. Ei bine, ele două combinate împreună, din nou vă spun, veți, avea, veți obține acea aromă uh, cremoasă, dar totodată cu izul acela estival. Da? Estival fiind de tot floral, datorită iasomiei de aici. Și am ajuns la ultimele combinații, și aici, dacă am dus tot videoclipul până acum cu durerea asta de cap, în caz că mă veți vedea că leșin, să știți de la ce se întâmplă avem patru bombe patru da Haideți să le dau eu mai aproape categoric nu le voi năsui între ghilimele pe toate însă nici nu știu cu care să încep că toate sunt uh, la aceeași intensitate. Hai să încep cu maschis Grey de la Zimaia. Da, un parfum de tipul uh, bombă nucleară ca parfum de sine stătător. Totuși nu l-am. Hai măcar așa, da. Dacă iubești moscul în parfumuri. Și dar trebuie să-l iubești, da. Trebuie să fie acomodat, trebuie să fii în zona parfumurilor cu mosc, dar totuși chiar și atunci s-ar putea să ți separă o idee mult prea mult. Mask is great de la Zimaia este acel mosc extraterestru. Iubesc parfumurile cu mosc, am tot strâns o mulțime da? de-a lungul timpului, însă niciunul nu este atât de nebun între ghilimele precum este Mask is Great. Cu siguranță este un parfum total, total unisex, este genul acela de aromă, cu siguranță nu o vei întâlni la oricine, nu oricine poate purta acest parfum nu oricine poate duce acest parfum și nu oricine poate înțelege acest parfum. Este un parfum de multă lume urât și tot de atât de multă lume iubit. Eu fac parte din categoria celora ce iubesc acest parfum. Dar, dar, treaba asta n-ai cum. Și treaba asta este total, total unisex. Da? Total unisex. De ce m-am legat eu de Mask is Great? Deoarece în Caramel Cascade, în bază, avem un mosc. Un mosc care, eu sinceră să fiu, în caramel, ca parfum de sine stătător, îl percep foarte, foarte greu. E ceva acolo nu știu, o ori alăturarea uh, cu vanilia, da? pentru că în bază avem vanilie și mosc alb, ori habar n -am. Ceva nu lasă acel mosc din baza acestui parfum să fie acolo, da? Dar, dar... Dacă aplicați Maschis Great ca bază și veniți pe deasupra cu Caramel Cascade, va fi cea mai wow aromă, da? Cu siguranță, cu siguranță, nimeni nu va mirosi ca dumneavoastră, dar din nou, nu recomand această variantă de layering pentru spațiile închise, da? Nu, nu combinați aceste două parfumuri și mergeți la cineva în vizită acasă sau nu vă întâlniți într-o locație oarecum mai mică ca spațiu, da? Aveți nevoie de aer liber pentru această variantă de layering. Veți obține acel latte de data aceasta în care, nu știu, cred că din maskis great este ceva ce îmi lasă senzația unor cuburi foarte mari de gheață, da? O pur și simplu e ca și cum te lovește acel aerozonic, da? E ca și cum ești undeva în vârful muntelui și, da? Ați văzut e altfel aerul, mai pe românește. Bun. Ai acel pahar de lapte, acel pahar cu latte de vanilie și caramel, în care adaugi foarte multe cuburi de gheață și ceva foarte, foarte fin de tot mentolat. Da? Ar fi acel latte de vară, dacă vreți, dar este demențială. Este demențială! Această combinație am făcut o zilele trecute, am încercat o zilele trecute și de aceea vă spun că nu o recomand în spații închise. Deci pur și simplu am spus că efectiv îmi crapă capul în două, da? Atât de puternică este această variantă de layering. Sub nicio formă nu procedați cum am procedat eu. Bun. Următoarea variantă de layering este una la care, dacă mă cunoașteți deja, cred că vă așteptați. December Vanilla. Deci, eu combin cu acest parfum absolut orice de pe lume. <laughs> cred că și esența aceea de trandafir bulgăresc, da? Cum era pe timpuri la uh, recipientele acelea din lemn colorate. Cred că și una din aceea, dacă aș avea, aș combina cu December Vanilla. Pentru că n-ai cum. Deci, parfumul ăsta e iubire pentru mine. Iubire atât de mare încât cred că mai am un sfert din el, dar pentru că sunt genul de om gospodar, am și backup pentru el, da? Deci o să mă vedeți în continuare cu acesta. Ei bine, treaba asta este de purtat atunci când uh, mergi la o întâlnire cu iubitul sau iubita, deoarece uh, aceste două parfumuri împreună îmi lasă senzația de aromă total, total unisex. Este depurtat atunci, este depurtat la o cină romantică, dar în același timp este ideală pentru o noapte în club. Da? Foarte, foarte fain. Foarte fain. Vei obține o aromă ce te duce inițial tot în zona de crem brule, însă datorită lui December Vanilla, izul acesta este oarecum mai pronunțat. <coughs> Îmi cer scuze o secundă. Bun. Scuze. Datorită lui December Vanilla, izul acesta este mult mai pronunțat, da? Ai în deschiderea acel crem brule la puterea N, căruia îi adaugi ceva, hai să zicem, un 50 de tărie fină, da? și apoi se dezvoltă, se dezvoltă și vei fi acea vanilie sexy pe două picioare. Da? Cam asta este rezumatul. Foarte, foarte fain. Dar, din nou, o variantă de layering ceva mai greu de dus. Da? Ceva mai greu de dus. Trebuie să fii de-a dreptul fanatic de parfumuri cu vanilie, parfumuri fiind buzii, da? și sub tonul acela gurmand. Este o combinație destul, destul de grea. Vă lasă o aromă destul de grea. Destul de grea. Și din aceeași zonă, că de ce nu? Da, vedeți bine. Rifacat de la Paris Corner, apropo oricum, mai am nevoie de o sticlă. Combinat cu caramel caschit Categoric nu este genul de variantă de layering pe care să o porți ziua în mare Nici măcar acum pe timp de primăvară Bine, la ce toamnă frumoasă avem în această primăvară s-ar putea să meargă varianta asta Mai ales cu ploile de zilele trecute Doamne. Dacă adorați și venerați rifacat la fel de mult cum o fac eu este rifacat, pentru mine ar fi, fără să stau prea mult pe gânduri, undeva în top 3 Paris Corner. Da? Atât de mult iubesc acest parfum. Este acea vanilie, fiind de tot afumată, fiind de tot condimentată, ce se odihnește pe un pat de piele întoarsă. Și dacă îi adăugați acea vanilie lactonică, din nou, trebuie să iubiți într-adevăr din tot sufletul parfumurile cu vanilie, da? Pentru că și această variantă de layering este acea bombă vanilică, dacă are sens. Dar din nou, genul de combinație intoxicantă, dar foarte, da, deci e letală. Aveți grijă cu pulverizările din aceste două parfumuri. Este din nou o variantă de layering care pentru mine se așează foarte, foarte bine pe un dom. Treaba asta este o variantă de layering total, total unisex, însă categoric o văd strict în contextul acela de noapte nebună în club sau noapte nebună în doi între patru pereți, da? Pentru că pur și simplu este cea mai sexy vanilie da? Cea mai, cea mai sexy vanilie. Ar putea face parte cu succes această variantă de layering din categoria arome pentru făcut copii. Da, da, e nebunie, este bombă. Ultima, dar nu cea din urmă variantă de layering, am lăsat-o la final deoarece este răjina la capitolul proiecție, performanțe și așa mai departe și din nou foarte, foarte grea. Este o variantă de layering care nu este um, creată de mine, ci îi aparține Alexandrei. Am văzut-o la sote de pe Freg Family și bineînțeles că n-am avut cum să nu o încerc. Teriac de la Latafa și Caramel Cascade. Da, da. Dacă vrei toate albinele din lume, dacă vrei toate Viespile din lume și așa mai departe, da? Combină-le, Acum, lăsând gluma deoparte, așa cum... Teriac se îmbină de minune cu caramel Cascade, la fel, dacă aveți label de la Jean Paul Gaultier, dacă aveți label Le Parfum de la Jean Paul Gaultier și aveți și acest parfum, dacă vreți să, nu știu, să-l vedeți pe iubit sau pe soț în genunchi în fața dumneavoastră, combinațiile. Nu nici. Mai mult dată nu am ce să zic. Combinația aceste două parfumuri. Pur și simplu, din nou, bombă nucleară, bombă atomică, magnet de complimente. Pur și simplu va sta numai cu mâinile pe tine și cu gura pe tine, da? în sensul de a te mușca, da? în sensul de a te savura. Și așa mai departe nu mai intru în alte detalii, dar bombă nucleară, credeți-mă pe cuvânt, bombă nucleară, pur și simplu nu se va sătura de dumneavoastră, pur și simplu nu o să vă lase din brațe, da? Garantat, garantat. Bun. Am reușit. Minutul 58 plus încheierea aia ei, iar a ieșit lung metraj. Dar nu am cum, am vorbit în total despre 2, 4, 6 și cu 3, 9, 10, 13, 16, 18 parfumuri. Da? Nu am cum. Deci nu am cum mai repede de atât. 18 parfumuri într-o oră. Uh, mă doare capul cumplit. Sper că m-ați putut suporta așa. Îmi cer scuze. Um, dar na, sunt niște chestii firești, omenești până la urma urmei. și eu sunt oamă, nu sunt robot. <laughs> da? Dacă ați rămas uh, alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet! Veți avea link în bara de descrieri pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Frag Family și nu în ultimul rând pentru fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi. Um, tot ceea ce ține de Dubai Collection, că sunteți în România, că sunteți în spațiul UE, dar și în afara aceluia, da? UK, Marea Britanie, de fapt UK, Irlanda, parcă oricum. Detalii la fel, în bara de descrieri, pentru că nu. Nu vrea să colaboreze astăzi cu mine. Roș 25 și lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii, știu, multe dintre dumneavoastră l-ați comandat, um, cum vi se pare și nu în ultimul rând, ce alte variante de layering îmi recomandați și mie, da? dacă l-aveți de ceva timp. Și la fel, care a fost experiența dumneavoastră în legătură cu acest parfum și din nou încă o chestie, dacă l-aveți și pe acesta și ați testat și Bianco Latte, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră în legătură cu aceste două parfumuri. Dacă nu, lăsați-mi și mie ce parfum purtați sau un emoticon, o floricică, o fățucă, o ceva, da? Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc din suflet zile minunate, fără dureri de cap. Mulțumesc, v-am pupat!